Și pastorii se îmbolnăvesc. Când alerga neobosit peste mări și țări, tu când veste Evangheliei, ne uităm cu toții la beniză greană, zicând, e de fier omul ăsta, toată ziua leargă, numai că nu e așa. Și ei, pastorii, evangeliștii, neobosiți, obosesc și se îmbolnăvesc și au nevoie de susținere în rugăciune. Omul acesta s-a rugat pentru mulți și a fost ascultat. E timpul să-i întoarcem în favorul. Joi va fi operat, dar tot joi vrem ca Dumnezeu să se atingă de el și să-i dea sănătate. Doamne ajută, Doamne de izbândă, relatează Darius. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.